Portalul boltfutbol.com continuă transmisiunile din cadrul primei scene fotbalistice a țării. Acesta se încumetă să ia o acțiune pe cont propriu. Artur Patraș, Vlad Ivanov, nu este offside în careu. Vlad Ivanov, apără Mâțu, gol! Gol! 1-0 pentru Hânceșteni! 1-0, oaspeții deschid scorul. Ce acțiune reușește Melachio? De la el a pornit această fază. 1-0 pentru formația oaspete, oarecum contrar cursului jocului. Urcarea lui Maxim Potârnic, acesta din prima, din nou nu se ridică Fanionul. Ivanov, pe lângă poarta lui Mâțu, își ceartă colegii din apărare, Radu Mâțu. Artur Patraș, cu efect Patraș, direct însă pe centrul porții. Dinu Graur își face elan pentru aruncare undeva în zona punctului cu VAR, nu preferă fază scurtă. Graur din nou centrează, lovitură de cap a lui Mihai Plătică, de puțin pe lângă poarta lui Dumitru Celeadnic. Recuperarea lui Bolohan, o minge înălțată. Rață a recentrat din nou Vadim Rață, este în care șutează Vadim Rață și Celeadnic! Lovitură liberă, o minge înălțată și bară transversală, putea fi un autogol. Melachio încearcă să recupereze mingea, Graur, o centrare, Celeadnic, prinde foarte bine Dumitru Celeadnic. Ivanov trece, Ivanov pentru Gheragiu din prima. Melachio, iată în trei acest contraatac, centrează Melachio și Radu Mâțu, intervenție a portarului Orcheian, primește. Graur, în fața sa este Gheragiu, centrează Dinu Graur, respinge Onana. Andrei Rusnac șutează, respinge Celeadnic în laterală, o nouă intervenție bună a lui Dumitru Celeadnic. Onana, Potârnic este în zona centrală. Din nou, Melachio, 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 urcă camerunezul. Din prima Ivanov, prinde Radu Mâțu. Recuperarea hâncăștenilor, Vlad Ivanov. În duel cu Novikov, încearcă în viteză să-l depășească pe acesta. Îi fură mingea fără a fi fault, Ivanov în fața lui Mâțu. Mingea pe lângă portarul Orcheian, însă și pe lângă poartă. Novikov, Graur din prima, are spațiu, Vadim Rață, Vadim Rață! Bară! Bară transversală, ocazie mare ratată de către Vadim Rață. Dumitru Celeadnic degajează portarul până la Melachio. Deviază Melachio și din nou Graur. Multe faze cu implicarea lui Dinu Graur, acesta chiar se resimte. Intervenția imediată cerută a medicilor. Și Vyacheslav Rusnac aproape să intre pe teren. Se consultă Stoianov cu Rusnac aproape să intre pe teren. Se consultă Stoianov cu arbitrii de margine, cartonaș galben pentru proteste pentru Vadim Bolohan, iată, scoate din buzunar cartonașul galben, roșu pentru Melachio, al doilea galben, iată ce proteste la adresa lui Petru Stoianov, galben pentru un jucător de rezervă. Iată, discuțiile continuă, ambii antrenori sunt eliminați, sunt trimiși la cabine. Mi-a confirmat acest lucru și delegatul Federației Moldovenești de Fotbal. Graur. Andrei Cojocari, înalță un balon pentru Bolohan, acesta din prima. Graur pasă pe poziție viitoare, Rață este în careu, în fața porții, Gico Andronic, peste. Vadim Bolohan, bună lunecarea lui Arcadie Rusu și fault din partea lui Vadim Bolohan, care este și el eliminat. Iată, două roșii, eliminat Vadim Bolohan. Cred că a căutat să echilibreze balanța Petru Stoianov, să facă într-o oarecare dreptate și trimis mai devreme la vestiare, se va juca 10-10. Onana Nzomo, centrează acesta, vremea are prin planul Constantin Bogdan, un șut al lui Valeriu Macritski, atac pozițional pentru Milsami. Bogdan, Santo Antoniu, aici va fi spațiu lăsat. Centrează la bara a doua, prinde Celeadnic! Gico Andronic. Mingea pentru Santo Antoniu, pe lângă, corner. Gheorghe Andronic pătrunde. Santo Antoniu. Centrează Antoniu la bara a doua. La prima bară, Celeadnic ezită. Resping încă o dată hâncăștenii.
Centrează Gheorghe Andronic, din nou ezită Celiadnic! Și ce face acesta extraordinar? Dumitru Celiadnic comite o gafă! Gol, cred că marcat de Alexandru Antoniuc! Extraordinar! Celiadnic iese aiurea la acel balon! Potârniche schimbă partea. Șutează de la distanță, iată Mâțu respinge în fața Arcadie Rusu! Pericol la poarta celor de la Milsami, vremea! Oh, pe lângă 2-1 oaspeții! Graur în careu, rață, lasă, plătică, un șut, gol, 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 2-1! Santo Antoniuc reușește dubla, extraordinar! Milsami preia conducerea pe tabela de marcaj. Ce meci face Alexandru Antoniuc! Meciul cu Zimbru. Balon aruncat de Viere! Și ce ocazie ratează! Lilian Popescu alături de elevii săi aplaudă spectatorii care au susținut.